Dragoș, zi și turcu, este fiul unui cunoscut antrenor de basket și este de fel din Târgoviște. În urma, cu câțiva ani a fost eliberat condiționat din în închisoare unde fusese închis pentru crimă. De atunci stă numai peste hotare. De curând a intrat în posesie unor documente dintr-un dosar penal în care apare și numele său. Interlopul a luat foc și a trecut la amenințări directe la adresa anchetatorilor. Constat următoarele, voi îndați 30 de zile, eu vă dau 3.000 de 9 mm. Luați-vă veste în rasa voastră că vin după voi le cu polițiștilor. Apoi, într-un alt mesaj, îi și nominalizează. Pentru Antofie, Cărnaru și Mihaira, Gabor idioți, o să vă luminez capul, bă! Deocamdată, inspectoratul de poliție al județului Dâmbovița nu a comentat în niciun fel amenințările interlopului, însă surse din cadrul anchetatorilor să simt că fac obiectul unei cercetări penale.